cetății Troiesmice. Marele nostru istoric, profesor Nicolae Iorga, spunea: un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții. Hai să ne cunoaștem, să cunoaștem puțin părinții noștri, pentru că Troiesmițul, într-adevăr, este părintele nostru. Gândindu-ne că suntem pe zona, să zic așa, drumului de aur pe care împăratul Traian, în 101-102, a trecut de la Noviodun, din Ogeția, Troiesmiț, până la Dan Clisi și a fost învins de către daci, pot să vă spun că noi suntem foarte bogați din punct de vedere al geografiei și al istoriei. De ce? Pentru că visul de acum un an de zile s-a realizat și s-a concretizat astăzi prin folosirea acestui spațiu, situl Troiesmiț, cetății Troiesmiț, pentru prima ediție a Festivalului Cetăților Romane. Cetatea Troiesmiț este practic o legendă vie în urbea noastră și vrem să fie o reușită din punct de vedere atât istoric cât și cultural. După cum vedeți, am adus o trupă care simulează viața veche a cetății romane și legată de activitățile culturale, pentru că sunt foarte multe trupe artistice din zona noastră. Avem câteva proiecte care însumează o cifră, zic eu, care ar putea să mulțumească orice primar din zonă. E vorba de vreo 8 milioane de euro. Avem un proiect pe salubrizare, vorbim de extinderea de canalizare. Avem un proiect de 15 km de asfalt, căminul cultural 700 și vreo 60.000 de euro, școala generală 450.000 de euro, un teren multifuncțional, o valoare mai mică, dar pentru noi este totuși o investiție importantă. Deci toate însumează în jur de vreo 8 milioane de euro. Vrem să facem o priză de apă la Dunăre, pentru că apa potabilă pe care o aducem dintr-o localitate învecinată, din Munții Măcinului, este de proastă calitate și vrem să îmbunătățim calitatea apei. În Tulcea, dacă vă uitați în topul cetăților din Dobrogea, veți vedea că 9 din cele 10 cetăți importante din Dobrogea se află pe teritoriul județului Tulcea. De ce spun că este o inițiativă extraordinară? În primul rând, noi trebuie să ne cunoaștem istoria. În mod special, tinerii trebuie să-și cunoască istoria și prin aceste evenimente, așa cum este Festivalul Cetăților Romane astăzi la Troiesmiț în Turcoaia, are ca scop chiar acest lucru. Prin ceea ce se întâmplă, întoarcerea în timp, crearea unor evenimente din trecut, așa cum se întâmplă chiar în acest moment, lupte sau moduri de viață pe care înaintașii noștri le aveau în interiorul cetăților sau în exterior, mă rog, anumite lupte, de altfel reconstrucția unor momente istorice, are ca scop tocmai cunoașterea istoriei noastre, tineretul să cunoască cam ce se întâmpla pe aceste meleaguri în acele vremuri și, până la urmă, foarte important este promovarea pe care o facem noi cei din Dobrogea pentru a ne prezenta istoria, pot spune, zestrea istorică și culturală și, de ce nu, prin turism să devenim o parte importantă a Europei, pentru că Dobrogea, eu o spun întotdeauna, Dobrogea, Tulcea, Constanța, poate are cea mai mare zestre
istorică din România și sunt convins că o și are. Sper ca pe viitor, noi toți cei care suntem astăzi în administrație și nu numai, și cei care vor veni în viitor să facă acest lucru, pentru că este o posibilitate de dezvoltare economică a comunităților, de dezvoltare a turismului, pentru că în Binat tot ceea ce avem noi, mare, delta, istorie, nu poate să nu ne aducă un succes garantat, spun eu. Îmi place că s-au bazat pe tradițiile vechi și au făcut într-un loc mai special. Deși nu sunt din acest oraș, mi se pare foarte mai dezvoltat decât la noi în Brăila. Ar fi foarte tare dacă ar mai veni câteva corturi așa și ar face mai multe chestii, cum ar fi să facă o bătălie reală, doar că să fie mai... Ai tras cu arcul? Am tras cu arcul, așa când te uiți prima dată pare mai greu, dar când încerci și tu este mai... Cu toate cunosc, sunt de aici, din localitate, localitatea apropiată, dar nu am văzut o scenă de luptă autentică. Cum vi se pare această inițiativă? Foarte bună. Foarte bună și pentru populația din prejurul cetății, atrăgătoare și interesantă.